această perioadă, pentru toată munca lor, pentru tot sacrificiul făcut pentru ca județul Giurgiu să fie un județ sigur, pentru că au stat departe de familiile lor. Este modul meu de a vă mulțumi. Mulțumim frumos! Doamna manager, vă mulțumesc în numele locuitorilor județului și al municipiului Giurgiu. Mulțumesc frumos! Doamna manager, dați-mi voie să vă mai dau încă un buchet de flori pentru toate fetele de la boli infecțioase, pentru infirmiere, pentru laborator, pentru toată lumea. Încă o dată vă mulțumesc. Bun, și acum să începem conferința de presă. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență. Lângă mine se află managerul Spitalului Județean Giurgiu, doamna Rață, doamna doctor Bădana și doamna Ionescu. Mi-am permis, având în vedere ce se întâmplă la DGSPC Giurgiu, să chem și pe domnul director Lupu, pentru că trebuie atinse toate problemele. În repetate rânduri, mi-am dorit să apar cu medicii de la Spitalul Județean Giurgiu, pentru că nimeni nu poate să vorbească mai bine de activitatea Spitalului Județean Giurgiu decât medici. Mi-am dorit să aflați din gura medicilor dacă ce eu v-am spus dumneavoastră în diferite conferințe de presă sau emisiuni este adevărat și este momentul ca dumneavoastră să le puneți întrebările pe care le considerați de cuvință fiecărui în parte. PCR-ul, mult discutatul PCR, a ajuns săptămâna trecută la Giurgiu, la Spitalul Județean Giurgiu, într-un spațiu modern amenajat special pentru acest PCR. Aveți imaginile pe videoproiector. Doamna manager a făcut toate demersurile către DSP ca acest PCR să fie acreditat cât mai repede, iar noi să putem testa giurgiuvenii și să știm numărul real al cazurilor din județul nostru, așa cum este normal, așa cum trebuia să se întâmple cu această testare de foarte mult timp. Este efortul Spitalului Județean Giurgiu și a doamnei manager și a oamenilor care sunt lângă dânsa. Noi am asigurat decât banii necesari pentru aceste echipamente. Dânsii au muncit la caietele de sarcini, dânsii le-au achiziționat. Noi doar le-am asigurat, exact cum am spus, bani. Vreau să știți că în afară de ventilatoare, care au fost achiziționate și acele ventilatoare, procedura de achiziție a fost făcută, toate acele aparaturi despre care eu am vorbit în toată această perioadă, și echipamentele medicale atât de necesare medicilor de protecție au fost achiziționate. Nu cred că mi-am permis vreodată să vin în fața dumneavoastră să mint, nu cred că mi-am permis vreodată să mă joc cu sănătatea giurgiuvenilor și a oamenilor în general. Cred că mi-am ținut promisiunea și mi-am respectat-o. Am să-i dau cuvântul doamnei manager a Spitalului Județean Giurgiu, să vă răspundă, să spună dânsa cum stau lucrurile vis-a-vis de Spitalul Județean Giurgiu, iar apoi o să vă răspundem întrebărilor dumneavoastră. Vă rog, doamna manager. Mulțumesc mult! Bună ziua și vă mulțumesc că sunteți prezenți astăzi la conferința noastră de presă. Principalul scop al întâlnirii este prezentarea acțiunilor. Să vă rugăm să vorbiți puțin mai tare, că microfoanele sunt acolo. Da, ok. Principalul scop al acțiunii o reprezintă prezentarea acțiunilor desfășurate pentru înființarea unui laborator de testare SARS-CoV-2 în cadrul unității noastre medicale. De asemenea, vom vorbi și despre activitatea desfășurată de către cadrele noastre medicale în această perioadă și despre dotările pe care le-am primit cu finanțare de la Consiliul Județean Giurgiu și din donații. Revenind la subiectul principal și anume înființarea acelui
laborator de testare pentru noul virus SARS-CoV-2. În contextul epidemiologic actual, Spitalul Județean de Urgență Giurgiu a inițiat inițierea unui laborator de genetică moleculară, ADVAC, testării pentru SARS-CoV-2. În acest context au fost pregătite în primul rând spațiile corespunzătoare. Spațiile au fost pregătite de către Consiliul Județean Giurgiu, lucrările au fost efectuate de către Consiliu și s-a achiziționat, tot din fonduri de la Consiliul Județean Giurgiu, aparatura specifică laboratorului de genetică moleculară. Spațiile sunt structurate astfel. Există un spațiu de primire a probei, camere vestiar, camere extracție acizi nucleici, camere preparare mixt, camere cuplare acizi nucleici, camere amplificare acizi nucleici. Aparatura de laborator achiziționată este compusă din următoarele: două hote microbiologice clasă 2, un echipament de extracție automată acizi nucleici, centrifugi de mare turație, adică ultracentrifugi, echipament de amplificare și detectare tip RT-PCR și echipamente accesorii, adică vortex, pipete și termobloc. Valoarea aparaturii este de 450.000 de lei fonduri alocate de către Consiliul Județean Giurgiu. Laboratorul de genetică medicală va fi deservit de către 3 medici în specialitatea medicină de laborator și un biolog. Doi din acești medici deja au fost la Institutul Național Victor Babeș pentru instruire și, de asemenea, în acest moment în unitatea noastră se află o echipă de medici formate din medici și de biologi care instruiește personalul medical. Considerăm că această nouă facilitate medicală va oferi un plus de siguranță atât cadrelor medicale, cât și cetățenilor din județul nostru. Este un efort financiar pentru care mulțumim Consiliului Județean Giurgiu, care a fost permanent alături de noi pe toată această perioadă. În legătură cu activitatea medicală desfășurată în cadrul spitalului, începând cu data de 26-a, data la care a fost primul caz declarat pe teritoriul României, vă pot spune că de la acea dată până în prezent, în cadrul spitalului, au existat 1725 de pacienți internați. Iar în cadrul UPU am avut un număr de 6592 de prezentări. Pe secția de boli infecțioase, acolo unde avem pacienții COVID pozitivi, până în acest moment am avut 72 de pacienți confirmați, dintre care avem 41 vindecați și externați. Referitor acum la donațiile primite, după cum știți, au fost primite donații în cadrul spitalului nostru, suma a fost de 1.630.000 de lei, care a fost repartizat atât pe secțiunea de funcționare, cât și pe secțiunea de dezvoltare. Pe secțiunea de funcționare am achiziționat materiale sanitare, dezinfectanți, echipamente de protecție, iar pe secțiunea de dezvoltare am achiziționat două tărși hidraulice, două sisteme de filtrare a aerului cu prezență umană, tunele dezinfectante, compresor ventilator și aparat de dializă acută. Pe această cale pot să spun că mobilizarea giurgiuvenilor cu suflet mare, atât persoane fizice, cât și societăți comerciale, a depășit așteptările noastre. Giurgiuvenii au dovedit încă o dată că sunt oameni cu spirit civic, implicați în viața comunității locale, sensibili și empatici la nevoile semenilor noștri. Le mulțumim pe această cale. Vreau să lămuresc de asemenea și sumele primite de la Consiliul Județean Giurgiu. Consiliul Județean Giurgiu a alocat suma de 1.350 de lei pe secțiunea de funcționare și suma de 3.564 de lei pe secțiunea de dezvoltare. Din banii alocați pe secțiunea de funcționare au fost achiziționate materiale sanitare, dezinfectanți, reactivi, materiale de curățenie și echipamente medicale. Din banii alocați pe secțiunea de funcționare au fost achiziționate 2 ventilatoare de transport, 6 ventilatoare staționare, aparatul de detecție coronavirus, aparat anestezie,
RX Umobil, 6 paturi radiotransparente, 20 de paturi normale, un EKG, un sistem de intubare dificilă și două monitoare funcții vitale. De asemenea, vă pot spune că personalul spitalului a beneficiat de testări pentru ca să-și desfășoare o activitate în condiții normale și pentru siguranța lor. Am testat până în acest moment în jur de 220 de cadre medicale. Toată unitatea de primiri urgențe a fost testată. Toți sunt negativi, în afară de problemele care le știți la boli infecțioase. Toată lumea este negativă. Am reușit astfel să asigurăm un plus de confort personalului. Dar fără sprijinul financiar acordat de către Consiliul Județean, activitatea noastră ar fi fost grav periclitată. Grație eforturilor comune, actul medical în cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu a putut să se desfășoare în condiții normale, pacienții și cadrele medicale beneficiind de protecția de care au atâta nevoie în această perioadă dificilă pentru noi toți. Menționez totuși că eroii zilei sunt cadrele medicale, începând de la medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare, brancardieri. Tuturor eu le mulțumesc pentru dăruire, implicare umană și profesională de care dă dovadă în aceste zile atât de încercate pentru noi toți. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumesc și eu, doamna doctor, dacă ne puteți spune câteva cuvinte cum funcționează acest aparat. Da. La acest moment a fost finalizat, așa cum a spus doamna manager, spațiul de lucru conform standardelor pentru laboratorul de microbiologie, de biologie moleculară. Echipamentele medicale au fost puse pe poziții, astfel probele recepționate ajung la camera de extracție a acizilor nucleici, unde vor fi prelucrate și sunt inactivate în hotă microbiologică de biosecuritate clasa a doua, pentru a evita contaminarea, iar ulterior le vom pune în extractorul automat pentru a fi extras ARN-ul viral. Următorul pas va fi prepararea mixului de amplificare sub hota PCR, iar la camera de cuplare de acizi nucleici, acolo are loc cuplarea ARN-ului viral extras în camera de extracție cu mixul preparat în camera de master mix. Ulterior, placa de cuplare va merge în camera de amplificare a acizilor nucleici, se va băga în aparatul PCR propriu-zis, și acolo va avea loc citirea și interpretarea rezultatelor. Simplu, nu am spus nimic. Deci se recoltează probe exudat faringian. Explicați, doamna doctor, puțin mai pe înțeles. Se recoltează exudat faringian. Luați-o de la început. Așa, pe înțelesul omului. Da? Faptul că noi recoltăm. Da. Și, da? Da. Ei recoltează, nu pot vorbi. Numele meu este Ionescu Diana, sunt asistentul șef al unității de primiri urgențe. Reprezint întreaga unitate de primiri urgențe, respectiv 100 de colegi de-ai mei. În același timp și pe medicul șef care din motive obiective respectiv a ieșit azi dimineața după 24 de ore din gardă nu a putut să fie prezent aici. Și încep prin a lămuri această procedură de recoltare în sensul că este nevoie de un exudat oro și nazofaringian. În sensul se folosesc două bețe căla. Cred că dumneavoastră majoritatea aveți copii, da? Cum se recoltează exudatul faringian. Deci un bețișor steril la nivelul nărilor se recoltează introduse destul de adânc, da, pentru a se recolta exact o probă cât se poate de corectă, iar cu cel de-al doilea bețișor la nivelul orofaringelui, deci la nivelul amigdalelor, de asemenea se face badijonajul. Amândouă bețele se introduc în testul COVID, se rup acele bețișoare și atunci proba este dusă la laborator dar cu o protecție dublă, în sensul că acel test COVID se protejează într-un sac de pericol biologic, de biohazard, pe care îl știți și noastră, după care într-un recipient PLU, acel recipient în al doilea, adică e vorba de păpușile rusești, știți cum sunt una în cealaltă, matioșele, iar după aceea tot acest conglomerat, să-l numesc așa, de asemenea într-un alt sac de pericol biologic și abia apoi cu documentația aferentă a luat calea inițial Matei Balș, apoi Sante, Regina Maria, laboratoare cu care s-a colaborat la nivelul spitalului, iar sperăm
să se rezolve cât se poate de repede laboratorul Spitalului Județean, pentru că timpii de rezolvare și timpul de așteptare al pacienților se va scurta cu aproximativ 3 pătrimi din ceea ce se așteaptă în momentul adică de față. În momentul ăsta, la cât este timpul de așteptare? Timpul minim este de 12 ore și s-a ajuns la 30 de ore când laboratoarele Bucureștiului au fost foarte aglomerate. Da? Iar timpul se va scurta într-o medie minimă de 4 ore și maximă de 8 ore de răspuns final pentru pacient. Deci în acest moment acest aparat PCR funcționează? Putem să luăm probe? Okay. Aveți acreditare pentru el? Până nu este autorizat de către DSP, nu. Deci l-avem, dar nu avem funcțional. Avem este tot ce ne trebuie, așteptăm să fim acreditați de la documentele sunt depuse la Direcția de Sănătate Publică. E. Deci, la fel și cu plasmofereza. Plasmofereza este la centru de transfuzii, da, la fel. La fel, nu, ai venit de 3 săptămâni. Nu a fost folosită. Cam vrea să fie folosită, domnul Diaconescu. Da, adică avem, dar le avem degeaba. Da. Aparatul PCR-ul nu, exclus așa ceva. Să vedem când o să vă vină autorizația, domnul. Nu vine director la DSP. Facem pariu? Până ajunge ăla de la Piara, 600 de kilometri. Mi-a ajuns, doamnă. Nu, că l-a revocat dimineața. Auziți, dar cum vor fi făcute testările? Poate oricine să vină să spună vreau să fiu testat? În momentul de față se face testat conform definiție de caz. Când noi vom testa cu pe venitul propriu, adică să stabilim un preț pe testare, atunci se poate veni oricine. Ce capacitate are laboratorul? Laboratorul poate să facă și 50 de teste odată. Aceste 50 de teste suferă un proces de 4 ore. Deci adică pe zi cam câte ați putea să faceți? Câteva sute. Câteva sute pe zi. Vă dați seama că suntem și noi la început și nu știm ce să vă spunem foarte mult. Experiența o căpătăm în timp. Dar din punct de vedere al resursei umane, acel om care interpretează acest rezultat sau care da. Lucrează... Doamna doctor este una dintre acestea care este și mai există încă două doctorițe în spital, plus încă un biolog. Noi gândim să lucrăm în două ture ca să asigurăm un program mai mare. Adică de la 8 de dimineață până la ora 3 o tură și de la ora 3 până la 10 noaptea o tură. Ca să putem să acoperim mai mult programul de lucru. Și dacă s-ar pune... Dacă s-ar pune problema acelei testări masive a populației... Trebuie să intrăm în rețeaua Ministerului Sănătății pentru aceea. Există o altă procedură, după ce se acreditează aparatul, trebuie să intrăm în rețeaua Ministerului Sănătății, să apărăm în monitorul oficial cu un aparat PCR în dotare funcțional și atunci putem și noi să vă aloca bani de la, printr-un program special și atunci putem și noi să facem testări la populație. Adică poate Direcția de Sănătate Publică și ambulanța să nu mai ducă probele la București, la Sante, poate să le aducă la noi la Spitalul Giurgiu. Doamna director, acum, astăzi, câți infestați avem internați la Giurgiu? În momentul de față avem 12 bolnavi. Internați la boli infecțioase? Secția sau? De boli infecțioase, nu există în altă parte. Și suspecți, așa, câți avem? Suspecți de dimineață erau 5. 5. Mulțumesc frumos. Ei sunt în izolatoare, separați și acești suspecți. Deci nu se face... Da, bineînțeles că da. Întrucât Spitalul Giurgiu este un spital pavilionar și nu avem camera și toaleta, ca să putem, noi am luat niște izolatoare, niște containere care îndeplinesc toate condițiile. Au grupul sanitar, au absolut tot și acolo putem să ne izolăm pacienții suspecți. Și aceștia 12 sunt izolați? Nu, aceștia 12 sunt în cadrul secției de boli infecțioase, unde există și circuit, există și toți. Sunt internați, au regim de bolnavi internați. Doamna doctor, a spus că ați avut un anumit număr de pacienți în toată perioada asta. S-a tot vorbit și se tot vorbește în presă de spitale care au fost goale în perioada asta, s-a tratat numai COVID, ceilalți pacienți nu au avut acces în spital. Nu, s-a avut acces în spital. La spitalul din Giurgiu au fost tot 1752 am avut până toată momentul, toată perioada. Au fost tot timpul internați, dar au fost deci internate. A fost nu a fost spitalul gol niciodată. Au fost internați, urgențele așa cum am avut, în toate dispozițiile,
comandamentului de urgență, numai urgențele. Adică nu s-au mai internat cu programare, au fost interzise pe perioada stării de urgențe internările programabile, cele care nu puneau viața în pericol. Au făcut excepție gravidele. Și și copiii. Dializații, din păcate, noi nu avem centru de dializă. Există un centru privat în Giurgiu. Spitalul nu are dializă. De ce vă întreb? Pentru că toată perioada asta de crizei COVID, n-am văzut cost la triaj. De 3-4 zile au fost totuși. Da, pentru că au început ambulatoriile să funcționeze mai mult. Ambulatoriile au funcționat la o capacitate de 50%. În momentul de față funcționează ambulatoriile mai mult. Au început și acolo, conform metodologiei noastre, putem să vedem 4 pacienți pe oră. Și automat, începând ambulatoriile să-și reia activitatea, sunt totuși 12-14 ambulatorii în Spitalul Giurgiu. Și din cauza aceea. Iar urgența a avut totuși aproape 7.000 de pacienți prezentări în această perioadă. Ce vremuri trăim. Nu mai vrem să fim pozitiv, vrem să fim negativ. Da. Nu mai vrem să avem mare, vrem să avem mică, de temperatură. Mai sunteți sub jurisdicția Ministerului Sănătății? Din ce am văzut în acea prevedere legală cu starea de alertă, nu. Am înțeles că totuși ar fi o ordonanță pe care, din păcate, eu nu am văzut-o. Pentru că Ministrul Sănătății și-a exprimat dorința, intenția de a păstra în continuare. Da, așa am înțeles și eu. În proiectul de lege pentru starea de alertă era trecut. Erau prevăzute aceste articole. Dar n-ați primit nicio... Nu știți cum sunteți acum. Eu știu că nu suntem în momentul pe de față. Pe propunerea legislativă de astăzi este o modificare, un amendament al PSD prin care se revine la Consiliul Județean. Așa. Bun. Și ați vorbit de banii primiți la Consiliul Județean. Da. Cum a ajutat guvernul în perioada asta? Avem două programe naționale. Un program național APATI, se cheamă Acțiuni Prioritare ATI. Nu, strict pe COVID. Pe COVID așa, putem așa. Să le folosim pe astea, dar le puteam folosi APATI pe COVID dacă aveam bolnavi internați COVID pe ATI, ceea ce noi nu am avut. Deci nu... Iar acolo prevederea este de 82.000, deci o sumă nesemnificativă pentru noi, din punctul meu de vedere. Iar pe alt program APIR, acesta este pentru bolile infecțioase. Aici am putut să folosim, pentru că am avut bolnavi internați, avem o prevedere de 257.000. Din aceste 257.000 am atras deja, am luat, nu mai rețin câte combinezoane, 100 și 130.000, ceva de genul ăsta. Am accesat, mai avem diferența. De unde o să accesăm reactiv sau, mă rog, coordonatorul de program dispune. Vi se pare o sumă rezonabilă? Nu. În condițiile astea? Nu. Da, ați făcut ceva ca să primiți casa mai de mult? Sănătate, nu sunt direct de la guvern, special alocați pentru spitalul județean. Mai astea niște programe care există prin casa. Păi nu avem prin ce altceva, prin ministru, alte fonduri. Ministrul Tătaru a spus că a trimis banii pentru medici. Ah. Nu, până în momentul de față nu am primit. Nu am primit. Actele au fost trimise și către noi, actele au fost trimise atât către bugetul de stat, adică către Ministerul Sănătății, cât și către Casa de Asigurări de Sănătate. Avem finanțare din două fonduri. Nici de la casă, nici de la Ministerul Sănătății încă nu am primit. Beneficiar sunt 244 de persoane, dar nu am primit încă banii. Cei 2500. Ministru, a spus că nu ați trimis documentația necesară. Doamnă, pare rău că nu le-am cu mine, vă dați seama că eu le-am trimis. Și le-am trimis de nenumărate ori, adică s-au cerut diverse forme. Unde a făcut declarația asta, domnul ministru? La televizor. De județe, da, 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 de județe din sud, no. Da. Tătaru, a spus clar, a dat seară. La... Puteți verifica la direcție, a că la direcție... A fost la și a spus la Gâdea că județele din sud nu au trimis. Direcțiile de sănătate publică au trimis către bugetul de stat și Casa de Sănătate. Da. Casa de Sănătate ieri m-a anunțat că s-ar putea săptămâna aceasta să primim banii. De la Direcția de Sănătate încă nu am nicio veste. Care oricum sunt puțin. Nu sunt puțin, că acolo este tot, vorbesc de banii pentru stimulent. Este toată urgența unde sunt 92 de persoane. 92?
92 de persoane sunt pe... Domnișoara manager, puteți să ne spuneți de ce în plină pandemie a fost cerută schimbarea dumneavoastră a conducerii Spitalului Județean Giurgiu? A fost făcută... Nu pot să vă spun eu lucrul ăsta, trebuie să întrebați... O conducere militară? Nu pot să vă spun eu treaba asta, puteți dar să întrebați... Dar este adevărat? Da, este adevărat, a recunoscut prefecta în emisiune. Da? Da. Deci puteți să o întrebați pe doamna prefect, da, eu nu pot să vorbesc. Probabil că vroia să mențină aceeași notă care a fost în toată țara. Avem la spital manager de spitalul Lăutar, avem unul de la pompe funebre, chelneri, probabil și la Giurgiu cam asta se urmărea, că e cam ultima... Așa cum ați aflat... E cam ultimul cum ați aflat dumneavoastră, așa am aflat și eu. Da. În schimb, domnul ministru Tătaru a venit. Reclamația, din ce știu eu, a fost făcută undeva pe data de 14.04, iar domnul ministru al Sănătății a venit în unitatea noastră pe data de 22.04. Întrebările care au fost puse de domnul ministru cadrelor medicale au fost clar cu această tentă, pentru că s-a întrebat ce schimbare vor. Am înțeles că a stat 5 minute când a întrebat. Deci să știți că în asta 5 minute a avut, domnul ministru are ochiul format ca să vadă dacă personalul de la UPU este foarte bine îmbrăcat și echipat corespunzător. Nu-i trebuie unui ministru o jumătate de zi ca să observe dacă e totul ok. Doamne, eu cred că a venit să vadă dacă avem măști, pentru că el are o firmă de măști. Nu știu, nu comentez. În această perioadă și cu celelalte instituții, și mă refer la Direcția de Sănătate Publică, mă refer chiar și la Prefectură. Ați avut o bună colaborare în această perioadă? Cu Direcția de Sănătate Publică, da. Cu Prefectura nu am ce colaborare să am, decât când am fost chemați la anumite ședințe. Dar nu vi s-au cerut niște date de... Ba da, mi se cere în fiecare zi date și le-am pus... În fiecare... Sunt subordonați prefecturii? Nu sunt subordonată prefecturii, eu sunt subordonată Consiliului Județean sau eventual Ministerul Sănătății când se va... Top secret sau erau date publice? Au fost la început, nu avem voie să dăm date. Domnul Diaconescu se referă la sumele de bani, că aici este... Sumele de bani sunt publice, sunt publice și eu trebuie să le pun la dispoziție, ci întrucât nu am absolut nimic de ascuns, le-am pus la dispoziție exact așa cum mi s-au cerut în termen de 2 ore, de 3 ore, de... Nu, de pe azi pe mâine e mult. Dar să vă cheme vreodată să vă întrebe de ce aveți nevoie acum? Nu, deci avem nevoie, n-am dus noi să spunem. Dacă nu mai aveți întrebări vis-a-vis de medici, eu aș vrea să trecem puțin și la DGASPC, da. Pentru că este o situație care arde acolo. O situație pe care eu am semnalat-o din luna ianuarie, dacă vă aduceți bine aminte, în momentul când noi am primit bugetul pentru județul Giurgiu. Eu am ieșit într-o conferință de presă și am spus că acești bani sunt foarte puțini și nu ne vom descurca cu ei, iar vis-a-vis de protecția copilului am spus că vom avea salarii până în luna mai cel mult. Sper că nu greșesc, domnul director. Am făcut toate demersurile împreună cu domnul director necesare pentru a informa Guvernul României și Prefectura Giurgiu vis-a-vis de situația în care se află DGASPC Giurgiu. Am avut o discuție cu doamna director economic din cadrul Consiliului Județean. Am fost împreună la doamna prefect, i-am expus motivele. Am cerut o fundamentare de la DGASPC vis-a-vis de necesarul de bani. De ce au nevoie ei în momentul de față? Am insistat prin a promova o hotărâre de guvern. Am trimis-o prefecturii ca dânsii să o înainteze guvernului, spunând că vom rămâne fără salarii și nu avem bani de funcționare la DGASPC. Săptămâna trecută, împreună cu domnul Lupu, am fost iar la doamna prefect, am avut o discuție împreună și cu Eminența Cenușie a Prefecturii Giurgiu, domnul Vasile Mustățea, în care noi am stabilit la momentul acela ca domnul Lupu să mai vină cu încă un necesar, iar eu împreună cu domnul Mustățea să mergem la Ministrul Dezvoltării să solicităm acei bani, doar de salarii.
Bineînțeles că nu s-a întâmplat acest lucru, nu am fost împreună cu nimeni la niciun minister. Părerea mea proprie și personală este că nu au fost băgați în seamă. Cred că a fost trimis acel material pentru că nu avea cum să-l țină. Nu am fost luați în seamă din luna ianuarie și s-a ajuns în situația în care suntem acum. Guvernul ne tot impune să luăm măsuri, ne tot impune să plătim lucruri care se întâmplă, indiferent că vorbim de spital, indiferent că vorbim de DGASPC, măști, materiale sanitare, carantinarea personalului. O să vă dăm bani, o să plătim, o să fie un program. Dar vreau să știți că nimic din aceste vorbe, niciuna nu s-a concretizat. Deci nu s-a primit bani nicăieri, valabil și pentru UAT-uri. Cheltuiți că vă dăm bani, nu a existat niciun ban înapoi. Domnul ministru Grindă, în loc să fie atent cu ce se întâmplă, pentru că, fac o paranteză, situația care este la Giurgiu este cel puțin în 28 de județe din țară. Să nu credeți că Giurgiu face excepții. Nu, aceeași situație este în 28 de județe. Da, domnul ministru Grindă e mai preocupat să-și facă curățenie în minister, să dau oameni afară ca să facă rost de locuri de muncă și de bani clientelei PSD, PNL să-și angajeze rudele, amantele, frații, cumnații, camarila lor. Da. O să folosesc o expresie foarte bine cunoscută de PNL. Au preferat să ia bani de la gura copiilor, de la gura bătrânilor, persoanelor cu dizabilități, îngrijitorilor, ca să-și angajeze oamenii. Aparatul guvernului a fost umflat cu 15.000 de locuri de când PNL-ul este la guvernare. Trebuie să vedem aceste lucruri. Banii ăștia sunt luați de la administrațiile locale ca să-și satisfacă camarila PNL. Observăm schimbări peste tot. La DSP, la Casa de Sănătate. Aceasta este principala preocupare a partidului de guvernământ, să-și pună oameni în funcții. Nevoile administrațiilor locale nu contează. Ne punem oameni în funcție și dăm drumul la furat. Că asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Domnul președinte, ce se va întâmpla până la urmă cu salariile angajaților? Pentru în momentul de față, noi nu avem niciun răspuns la această întrebare. Eu nu pot plăti... Practic, în iunie, oamenii nu-și vor lua pentru mai. Nu, nu și vor lua. Practic, nu și-au luat salarii nici acum. Nici acum. Și nici nu vor lua prea curând, pentru că acea rectificare bugetară nu o să fie prea curând. Iar dacă... De când au luat oamenii ăștia bani de la GSE? De când nu și-au luat banii oamenii dumneavoastră? Până aprilie nu și-au luat. Din aprilie. Cum asigurați hrana în prezent, domnule director, copiilor și bătrânilor aflați în subordinea dumneavoastră? Avem un contract încheiat cu o firmă pentru produse alimentare și gătim în fiecare căsuță, respectiv centru. Cum se numește firma? Cu care lucrăm acum? Da. Adele, ceva de genul. Dar cu firma de catering? S-a încheiat contractul din 25 februarie. Cu ce firmă? Firma de catering la Maradona Impex. Este din Giurgiu? Nu știu. Nu. Și aveți în momentul ăsta hrana asigurată pentru copii, da, și pentru... Din punctul ăsta de vedere nu aveți probleme. Contract, am încheiat acum, am lansat și contractul cadru și mergem în paralel cu o negociere directă și am încheiat un contract pe 8 săptămâni. Deci până în 10 iulie am fi asigurați cu mâncarea, dar vorbim de salarii. Vreau să fac și o scurtă prezentare. În primul rând, vreau să mulțumesc domnului președinte că în această perioadă în care sistemul de sănătate a fost pe primul loc, a acordat aceeași atenție și sistemului de protecție socială, ne lipsându-ne viziere, măști, combinezoane, mănuși, dezinfectanți, tot ce am avut nevoie. Iar acest mesaj al meu cu privire la aceste salarii vreau să fie considerat ca un strigăt al salariaților care deja vor se strâng să facă o grevă, că nu mai pot suporta aceste plimbări zilnice, că săptămâna viitoare, că peste 3 zile, că peste 5 zile. Gândiți-vă că ei au stat 35 de zile izolați, fie la locul de muncă, fie la domiciliu. Plus de asta au fost nevoiți să doarmă în centre. În centrele mari
acolo n-a fost chiar așa de greu, că aveam mai multe dormitoare, dar gândiți cât s-au chinuit în căsuțele de tip familial. Deci am îndurat foarte multe, iar după această perioadă, în loc să venim, guvernul, cum a promis, că vine cu un stimulent pentru această perioadă, cred că stimulentul ăsta a fost să nu-și ia salarii. Cât salariați sunt acum la Rieța? 1000 de salariați. Și 600 de beneficii. Da, la un moment dat, nu ne-am dat exact unde, dar cineva v-a acuzat că s-au făcut angajări, cum o cred, într-o postare. Că spunea că s-au făcut angajări supra și supra la legea CTC. Aveți angajări s-au făcut, nu avem suplimentar, chiar suntem sub grila de care avem nevoie și a standardelor care ni se impun. Vreau astăzi să vă dau un exemplu. La un centru pentru persoane vârstnice avem în jur de 4 persoane pe tură, aproximativ 40 de beneficiari. Dacă vi se pare că este excedent de personal... Nu, că nu știu care e schema, dacă nu, am zis ca să nu aveți acolo. Cei care acuză ca să află că este excedentul de personal. Da. Nu chiar suntem acuzați de anumite autorități că nu respectăm normele europene vis-a-vis de numărul de personal. Dar și mai mult. Păi trebuie să avem mai mulți, cred că suntem cu aproape 200 minus, cred. Ar trebui să avem 1260 conform standardelor și noi avem 960 mai exact. Dar sumele de bani care sunt pentru salariile personalului angajat la legea SPC sunt alocate de către Consiliul Județean sau sunt alocate, nu știu, într-un procent și de către Guvernul României? Sunt alocate de către Guvernul României și ne-au fost alocate până în luna mai. Din 27 ianuarie a fost informat guvernul că banii vor ajunge pentru 4 luni. Noi am făcut adrese către Ministerul Dezvoltării, către Ministerul Sănătății, către Ministerul Muncii, către Ministerul de Finanțe. Toată lumea s-a spălat pe mâini, nu ne răspunde nimeni. Singurii care ne-au răspuns au fost cei de la Finanțe, că ei ne dau bani în funcție de ce primesc de la muncă. Și iar cei de la muncă nu ne-au răspuns. Adică joacă ping-pong cu noi. Joacă ping-pong cu noi în condițiile în care eu personal nu am ce să le reproșez acelor oameni. Suntem printre singurele județe din România în care nu am avut infectați, nici bătrâni, nici copii, n-am avut nicio problemă, adică profesionali 100%. Îi țin în carantină, îi țin pe urmă acasă și stați că n-am să vă dau banii. Nu stau noi să ne uităm în ochii oamenilor. Nu se implică... Aia pe care avem. Am către informări făcute către minister, către guvern, către autoritatea noastră, către avocatul poporului. Domnul director, dacă ați mers față în față să le spuneți că 1000 de familii așteaptă banii să-și plătească ratele, să mănânce copiii, că față, că prin notificări, nu prea interesează. Ajunge față în față? Ei își spun, da. Au stat în carantină, n-au avut ocazia, n-au ieșit din casă parlamentară. Am spus săptămâna trecută la prefectură, am anunțat și am spus și domnului Mustățea că nu... Doamna prefect a spus, da, într-o emisiune care are o colaborare foarte bună cu mine și nu știu de ce ies eu și vă spun la dumneavoastră alte lucruri. Da, eu vă recunosc, față în față avem o colaborare foarte bună, numai că doamna nu respectă nimic din ce vorbim în acea discuție. Ai nu primește ok. Nu primește încuvințare de la... Ok. Și gândiți-vă ce înseamnă la noi ca... Nu, de la domnul Petcu. N-are treabă. 1000 de salariați, dar 200-300 salariați dacă renunță, ce vom face cu acei beneficiari? La noi foarte mulți beneficiari, mai puțin, să avem adulți cu dizabilități. Care știți ce înseamnă un adult cu dizabilitate, care trebuie păzit non-stop, care trebuie să-i asigure asistență medicală non-stop, care trebuie să-i dai să mănânce cele 3 mese pe zi sau de câte ori mănâncă el și toate astea. Vă dați seama dacă mie, până la urmă, să renunțe, că n-au ce să facă. Probabil că o să-l găsească în altă parte. Că dacă nu grăbim un pic salariile și mai stăm încă o lună, s-ar putea să... Părerea mea că mai stați încă 2 luni și eu cred că toate administrațiile locale se vor bloca. Și o să vă dau exemplu Spitalului Județean Giurgiu. Noi am făcut toate eforturile să alocăm bani, să le asigurăm toate stocurile necesare. Acele stocuri se consumă. La un moment dat o să vină doamna manager și o să-mi spună, băi Mina, am nevoie de combinezoane, de halate, de măști, de mănuși. Nu mai am de unde să aloc bani, să știți. Nu mai am de unde să aloc bani. Guvernul nu s-a ținut de nicio promisiune. S-a cheltuit? Da. Aproape. Toată s-a cheltuit. Cum credeți că a funcționat spitalul până acum, domnul Diaconescu, în condițiile în care n-am primit niciun ban de la guvern? Unii spun că n-ați dat niciun ban la spital. Păi, uite, tocmai am adus... Din acest motiv am chemat cadrele medicale lângă mine să spună, bă, am dat sau nu am dat? Dar cum credeți, de unde credeți dumneavoastră că s-a achiziționat PCR-ul, paturile, Erix-ul,
halate, mănuși, măști, dezinfectați medicamente, din ce bani? Dacă nouă nu ne-a venit nimic de la guvern. Cum credeți că a funcționat Spitalul Județean Giurgiu? La toate acuzațiile astea, ăsta e răspunsul meu, uitați-l acolo. Vin, ușor, ușor vin toate. Mai trebuie să vină ventilatoarele. Au fost achiziționate. Din cauza faptului că toată România a achiziționat acele ventilatoare, termenele de livrare sunt mai mari. Nu avem ce să facem. Achiziția este făcută de o lună și ceva de zile. Poate și mai bine, doamna manager, nu? La un moment dat ne vom bloca. Dacă mă întrebați pe mine, ăsta este scopul, să ne blocăm. Ăsta este scopul, de asta nu se face rectificare bugetară. Nici măcar nu se vorbește de ea. Ce facem toți? Ne angajăm pilele, ne punem director la toate deconcentratele, am încercat să-i șantajăm puțin pe cei care au fost, nu au ținut, i-am schimbat, ne aducem de la Caraș, s-a terminat Giurgiu? Da. Noi nu avem un giurgiuvean să-l punem de la Caraș. Noi la Direcția de Sănătate Publică trebuie să aducem de la Caraș Severin? Eu nu cred că e normal. Eu nu cred că e normal. L-au demis de la Caraș, l-au duc la Giurgiu, adică e o rușine fără margini ce se întâmplă. Nu l-au demis de bun. Domnul Diaconescu, nu l-au demis că e deștept. L-au demis că n-a răspuns la comenzi, l-au duc la Giurgiu. Vă dați seama ce pile au avut el acolo, dacă demis fiind. Vreau să vă întreb. L-au angajat iar să-l trimit aici, cât așa? Domnul director, vreau să vă întreb, la DGSPC, toată perioada asta ați fost în carantină, nimeni n-a ieșit din centru, nimeni n-a intrat în centru. Ok, în perioada de stare de alertă, maximă, cum zice tovarășul prim-ministru. Deocamdată menținem așa, dumneavoastră, primiți beneficiari sau cum faceți? Deocamdată o menținem. Deci sunteți în, nici dacă vi trimite de la spital sau... Facem o testare, dacă sunt cazuri sociale, facem o testare înainte și așa îi admitem în centru. Doar cu testare, da? Nu, dar am văzut că spitalul, și doamna probabil că știe mai bine, spitalul a început deja să facă demersuri, să trimită pe la DAS, pe la Giurgiu Nord. Cu ce îi plătește? Domnul Diaconescu, pe ce bani îi ține DAS-ul? Doamnă, ăia de la DAS sunt acolo oamenii străzii. Nu sunt oameni palangă la pat, cu clostridium, cu fel de fel de boli, ca să-i trimiteți acolo. Aia n-au acolo asistență medicală pentru clostridium. Pe care îi trimiteți dumneavoastră acolo. Știți? Cam așa este problema. DAS-ul e centru de urgență pentru oamenii străzi, că n-are ce mânca, că l-a găsit pe șanț, că așa mai departe. Relația cu DAS-ul este foarte bună și susținută de cei de la DAS, dar să știți că există niște reguli pe care le respectăm în tocmai tot ce și-a dorit DAS-ul, în sensul că niciun pacient ce și-a dorit și ce-a impus. Adică, în sensul, pacientul care e trimis din UNCO, care este un caz social, dar care nici noi nu putem să ne permitem să-l lăsăm pe stradă, pentru că, pornind de la legile creștine, vorbind și legile din România, nu permit acest lucru, lăsând deoparte toate lucrurile acestea, avem un cumul de analize care sunt obligatorii de mers cu pacientul respectiv. Doar așa îl preiau. În sensul, trebuie să demonstrăm că pacientul nu are TBC, nu are sifilis, are un set de analize efectuat și acum în situația de față inclusiv testul de COVID este obligatoriu. Deci, noi respectăm în tocmai regulile care s-au stabilit și nu există niciun risc pacientul care pleacă de la UPU, încă o dată, repet, niciun medic și niciun cadru medical, indiferent de pregătirea și de profesia pe care o are, nu o să lase și nu o să arunce în stradă un om. Am înțeles. Că așa a fost soarta și... cazuri punctuale după conferință. Da, în regulă. Dacă mai aveți întrebări, dacă nu, noi vă mulțumim. Voiam să întreb pe domnul director Lupu, dacă la DGASP sunt cazuri la ora asta de COVID. Nu. Nu, am spus mai devreme, iar personalul a fost testat de 3 ori până acum. Da, așa este. A fost testat de 3 ori și nu avem nici personal, nici beneficiari. Doamne ajută. Mulțumim frumos. Vă mulțumim și noi. La revedere.